So, ladies and gentlemen, welcome to... Doamnelor și domnilor, bun venit la conferința de presă a domnului comisar pentru politica de vecinătate și de extindere, domnul comisar Han, și doamna prim-ministru a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Această conferință de presă vine în urma semnării a 3 acorduri financiare între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Și îi voi da cuvântul domnului comisar Han. Mulțumesc foarte mult! Sunt bucuros să o întâlnesc pe doamna prim-ministru Sandu încă o dată la Bruxelles în această lună. Am avut ocazia de a-l întâlni împreună și pe domnul președinte Juncker. A fost o întâlnire organizată în ultimul moment, dar o conversație foarte bună. Ne bucurăm că sunteți aici. Sunt încântat să anunț că la o lună și un pic după concluziile Consiliului European din 20 iunie, Uniunea Europeană a luat măsuri concrete pentru a susține implementarea de către Moldova a acordului de asociere. Astăzi, după cum s-a spus, semnăm 3 acorduri de finanțare pentru a permite implementarea unor programe în valoare de 750 de milioane de lei, care va aduce rezultate vizibile și tangibile oamenilor din Moldova. În primul rând, susțin mobilizarea socioeconomică în regiunile focale. UE va asigura sprijinul socioeconomic al regiunilor focale, e vorba de regiunile Ungheni și Cahul. Cu 450 de milioane de lei vom lucra cu parteneri locali pentru a crea locuri de muncă, pentru a sprijini IMM-urile, actorii locali și societatea civilă și pentru a finanța dezvoltarea infrastructurilor mici. Astfel, se va stimula dezvoltarea socioeconomică a acelor regiuni și se va reduce decalajul dintre Chișinău și regiunile din Moldova. Prin acest program dorim să consolidăm guvernanța locală, asigurând mobilizarea societății civile, a sectorului privat și a cetățenilor, pentru ca toți aceștia să se implice mai mult în procesul decizional. Trebuie spus că primarii din cele două regiuni, Cahul și Ungheni, au făcut o declarație publică, angajându-se să se respecte principiile bunei guvernanțe și anticorupție. Apoi am discutat și ne-am angajat și la consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție. Ne bucurăm să vedem că una dintre prioritățile guvernului condus de doamna Sandu este să combată corupția și să se asigure că instituțiile din Moldova sunt transparente, responsabile și că se pun în slujba cetățenilor. Uniunea va contribui la prevenția și combaterea corupției cu 156 de milioane de lei, un program care urmărește sporirea nivelului participării cetățenilor în procesul decizional și consolidarea mecanismelor anticorupție. Vor fi incluse acțiuni legate de educație, integritate și combaterea corupției, astfel încât cetățenii să se implice mai mult în monitorizarea instituțiilor publice. În al treilea rând, vorbim despre susținerea implementării acordului de asociere UE-Moldova. 181 de milioane de lei vor fi acordați pentru ca UE să susțină implementarea acordului de asociere UE-Moldova prin următoarele două programe. Primul program este pentru promovarea egalității între femei și bărbați și emanciparea femeilor printr-o implementare consolidată a integrării perspectivei de gen în politicile publice locale pentru a combate violența în familie care afectează femeile și copiii. De asemenea, UE va promova schimbul internațional de studenți prin programul Erasmus+ și va finanța mai multe oportunități de mobilitate pentru cercetătorii din Moldova cu scopul de a susține excelența științifică în Moldova și mai mult și de a spori competitivitatea în programele UE, cum ar fi Orizont 2020. Pentru aceste programe vom coopera strâns cu partenerii locali din Moldova pentru a avea un impact real pe teren, dar și ca să ne asigurăm că beneficiile sprijinului UE pot fi văzute de către populația locală. V-aș mai aminti și că ieri Comisia și-a reluat plățile pentru sprijinul la buget și a eliberat 284 de milioane de lei în urma progreselor înregistrate de guvernul din Moldova în ceea ce privește respectarea statului de drept și în ceea ce privește eforturile anticorupție. Este un semn clar al aprecierii pașilor deja făcuți și o încurajare la fel de clară către autorități ca să continue cu îndeplinirea condițiilor necesare pentru acordarea sprijinului din partea UE. Uniunea Europeană va continua să fie gata să susțină Republica Moldova și pe cetățenii acesteia
ca să asigure suficiente mijloace disponibile pentru implementarea reformelor fundamentale. Comisia își va întări reacția, răspunsul și, în cadrul DGNIR, Direcția Generală pe care conduc eu, o echipă de proiect pentru a activa cunoștințele și competența disponibilă în interiorul Comisiei și, dar și la nivelul statelor membre, pentru a ajuta Moldova pe calea către reforme. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar, doamna primar. Mulțumim, domnule comisar, doamna prim-ministru Sandu, aveți cuvântul. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur să revin la Bruxelles cu doar câteva săptămâni după vizita mea anterioară, ceea ce arată cât de dinamică este cooperarea dintre Moldova și UE. Cât de dinamică a devenit această cooperare. Astăzi sunt aici la invitația Comisiei AFET și am avut onoarea de a mă adresa membrilor Parlamentului European. Am fost foarte încântată să văd ce mult interes se manifestă față de Moldova, ce multe întrebări s-au pus și mai ales cât de multe încurajări a primit noua echipă care are o sarcină nu ușoară. Am spus acest lucru la Parlament și vreau să-l spun și aici. Este extrem de important pentru noi faptul că UE este un partener apropiat al Moldovei și că UE a fost mereu un partener apropiat al Moldovei în perioade dificile. UE este partenerul cel mai important al Moldovei când vine vorba de apărarea democrației și cetățenii moldoveni apreciază foarte mult acest lucru. Întâlnirea cu domnul comisar Hahn firește că a fost foarte importantă. Domnul comisar a anunțat deja că am semnat 3 acorduri de finanțare pentru 3 proiecte. Foarte importante. Unul urmează să ne ajute să creăm instituții care să combată și să preîntâmpine corupția. Aceasta este marea problemă a țării mele în prezent. Un alt subiect este construirea de comunități locale puternice. Vrem o creștere inclusivă, o creștere care să aducă foloase tuturor cetățenilor țării mele, din toate localitățile. Și tipul de sprijin pe care ne-l acordă UE, inclusiv prin acest proiect, îi va ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. Și, firește, proiectul care ne-a ajutat să implementăm acordul de asociere. Suma totală este de 40,25 de milioane de euro, după cum s-a anunțat. E o sumă mare și ne bucurăm că, cu sprijinul dumneavoastră, cu încrederea dumneavoastră, am reușit să deblocăm asistența financiară din partea UE. Este un semn foarte bun, un semnal foarte bun pentru cetățenii Moldovei. E un ajutor important pentru noi, cei care ne-am luat angajamente față de partenerii internaționali, dar mai ales față de cetățenii noștri. Înțelegem că acum trebuie să și dovedim concret că vorbim serios când vorbim despre implementarea angajamentelor din acordul de asociere și sper ca în curând să revin aici ca să vă vorbesc, să vă prezint rezultate și să vedem aceste realizări comune. Pentru că realizările noastre vor fi și mulțumită sprijinului dumneavoastră, domnule comisar, și sprijinului echipei dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Avem timp pentru o întrebare, cred. Să spuneți cum vă numiți și pe cine reprezentați. Catherine Fior, eu reporter. Doamnă premier Sandu, ne-am întâlnit acum vreo 3 ani. La momentul respectiv, Moldova era într-o situație foarte dificilă și este în continuare din anumite puncte de vedere, dar văd că sunteți foarte hotărâtă să reduceți corupția. Mă bucur să văd că ați devenit prim-ministru. Pe subiectul corupție, 3 bănci din Moldova au pierdut, li s-a furat, practic, peste 1 miliard de euro. Sunt perspective să se recupereze măcar o parte din banii furați din băncile moldovenești? De dimineață, comisarii vorbeau despre măsuri de combatere a spălării banilor. Și, încă o dată, Moldova a fost folosită într-o schemă rusească de spălare de bani. Credeți că sunt sau se vor lua măsuri astfel încât asemenea situație să nu se mai repete? Și
folosirea vizelor de aur, alte... O companie care operează astfel de scheme este Henley & Partners, o companie care colaborează și cu Moldova. Cum puteți să vă asigurați că cei care pun în aplicare aceste scheme, că aceste sisteme nu sunt folosite pentru a-i ajuta pe cei implicați în activități de corupție și în evaziunea fiscală? Mulțumesc. O să încep cu a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Am criticat de mult timp această chestiune, pentru că vânzarea aceasta a cetățenilor moldovenești pe bani, se vorbea despre investiții, dar e vorba de o vânzare pe bani, o modalitate netransparentă, nu suntem convinși cum s-a făcut, nu știm dacă instituțiile îi verifică pe cei care doresc să cumpere cetățenia moldovenească și nu știm nici de unde vin banii. Deci decizia Parlamentului actual a fost să anuleze acest sistem, acest mecanism. Peste câteva zile Parlamentul va anula, va abroga acest sistem, pentru că trebuie să avem instituții puternice înainte de a putea vorbi despre așa ceva. Și n-am dorit nici să subliniem regimul liber de vize pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Legat de problema mai largă a corupției, aceasta este marea problemă. Trebuie să construim instituții și trebuie în același timp să dăm dovadă de progrese pentru anchetarea marilor cazuri de corupție. Deci aceste două procese trebuie să meargă în paralel, pentru că noi nu putem să mai așteptăm. Frauda aceasta din sectorul bancar a fost descoperită acum 4 ani, dar nu s-a recuperat nici măcar un cent. Nu a fost pedepsit încă nimeni. Ce pot să creadă cetățenii despre un astfel de stat? Avem rapoarte de la o companie internațională de anchetă, avem deci ceva informații. Pe de altă parte, parchetul nostru se pare că nu se mișcă suficient de repede pe acest subiect. Guvernul are competențe limitate. La un moment dat trebuie să intervină procuratura, care trebuie să-și facă treaba. Suntem în procesul de alegere a unui nou procuror general, care sperăm să aibă destul curaj și destul profesionalism pentru a începe într-adevăr să lucreze cu adevărat la aceste cazuri de corupție mari, uriașe chiar, și în același timp să se ocupe de reforma parchetului. Inclusiv acum 2 zile am organizat un atelier cu reprezentanții ai regiunilor ca să vedem care ar fi cea mai bună abordare pentru a construi aceste instituții anticorupție. Și trebuie să recuperăm activele, trebuie să recuperăm banii furați. Eu știu că timpul a trecut și va fi foarte dificil, pentru că banii au trecut dintr-o parte în alta de multe ori, dar eu cred că procurorii trebuie să urmărească activele celor care au furat banii. Toată lumea din Moldova știe cine a furat banii, doar parchetul nu dorește să o știe, dar lucrurile se vor schimba în curând. Și dacă nu găsesc banii, trebuie să urmărească activele celor care au furat banii. E foarte important pentru noi acest lucru. În plus, pentru că e vorba doar de un episod legat de corupție, zi de zi descoperim mecanisme, sisteme de corupție la nivel de întreprindere de stat, de instituții de stat, și trebuie să punem capăt acestor lucruri, pentru că poate că sunt alte miliarde și miliarde care, în loc să-i ajute pe oamenii în nevoie, au ajuns în conturi offshore ale unor politicieni din Moldova. Spălarea banilor este un alt element important. Moldova a făcut parte din acest sistem. Instanțele și sistemul bancar moldovenesc au fost folosite pentru spălare de bani. Și aici avem nevoie de sprijinul altor țări, pentru că o parte din acești bani au ajuns în conturile unor bănci și firme din țări europene. Iar firmele europene și țările europene au o capacitate mult mai mare de a combate acest fenomen. Sigur, și noi încercăm să ne refacem capacitatea și schimbăm legislația astfel încât să nu se poată repeta ce s-a întâmplat deja. Dar avem nevoie de ajutor, pentru că este un fenomen de amploare, de o amploare mondială chiar, și trebuie să beneficiem de sprijinul țărilor dezvoltate. Mulțumesc, doamnă prim-ministru, mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumim tuturor pentru atenție. Aici se încheie conferința de presă.